Serviciul de Protecție Civilă și Situații Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne Republicii Moldova este emisă o dispoziție numărul 15 de din 30 ianuarie 2012 cu privire la instruirea sectorului locativ a caselor de locuit individuale cât și a blocurilor locative din sectorul Ciocana, de servit de detașament Salvator și Pompier Ciocana. Scopul vizitei este de a instrui toate persoanele din localitatea comunei Cruzești, după care sunt întărit ca inspector de supraveghere de stat a măsurilor contra incendii. Nu am putut să văd cine își face. Respectați toate cerințele de siguranță. Cu lemne care de parte. Aveți lemne, da? Eu adus băiete. Cu permisiunea dumneavoastră, noi putem să efectuăm un control la sobă. Care da. Casa muge venirea. Noi sunteți proprietarul. Da. Toate materialele combustibile nu le păstrați în apropiere de temperatură. Știu, baba. Și la gura sobei puneți o placă metalică de 50-70 cm. Pentru evitarea... Placă și eu, lungă? Nu, o tablă de metal. A, o tablă, aha, ia ca da. O tablă de metal, pentru că jărați, că aveți alături, aveți material combustibil, aveți covorașul, da. Da, da, da. O căzi tablă. Cunoașteți că nu se permite doar să fie combinat și cu gaz? Da, eu fac mai mult foc cu lemne, nu fac cu gaz. Adică de gaz practic nu a fost. Gazul nu a fost, nu a fost. Nu a fost. Dar unii păstrați lemnele care le aduceți pentru consum? Le aduc, că ele sunt vor și puneți direct pe... Da, ele pun sub și ele sunt cu socul ei și dar cum curățeți de ce nu știu? Asta e eu fiatul, cu savoc, curăț pe curat. Eu, cum vă spun dumneavoastră? Nicolae Bazaru. Domnul Nicolae, eu însă am o obiecție la dumneavoastră referitor la păstrarea sau apropierea materialelor inflamabile, cum ar fi stofa dată, adică se interzice de a păstra în mijlocita apropiere. Hainele tot se usucă la o distanță de siguranță. Am pus la mai mult la o stat, că am manifarul problemă unde, trebuie să ieși la manifarul. Eu înțeleg, dar pentru evitarea fazurilor de izbucnire a incendiilor, este necesar să vă conformați și să monitorați. Nu, bine, dacă o să scoate mai multe perdele, ziceași cât mai până așa la plăuți, ca aș gata. Pentru toți cetățenii, în urma verificării caselor de locuit, sunt emanate prescripții tipice cu privire la respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor în sectorul locativ. La depistarea unor încălcări la momentul controlului în sectorul locativ, cetățenii proprietari caselor de locuit sunt preîntâmpinați cu remedierea imediată a încălcărilor depistate la momentul controlului. Sau pe viitor să înlături toate deficiențele constatate. E normală, da. Toate e cum trebuie. Eu ne-am adus o trei pritevări de lemn și ies din iarnă. Și respectați regulile de securitate cu focul, când faceți foc? Da, respectăm, dar cum? Dacă trebuie de încălziți. Pompieri vin în fiecare an. Vin când controlează, chiar cum la gazul ăsta controlează. Toate vin și controlează tot. Mulțumesc frumos! Dar cu ce vă încălziți casa? Da, cu lemne. Dacă am zis baba cu torba la drum, la poartă acolo și îi pun în torb și târâi, îi pun jos și târâi până aici și așa duc în acolo. Da. Și să faci lemne. E greu, da? Și așa zis să-ți băieți și el să mai facă căpică și nu ai rămas vădenii. Mm-hmm. Și să faci lemne. Mulțumesc că ați venit!